Adevărate pietre de moară, așa sunt considerate ghiozdanele pe care elevii sunt nevoiți să le care zilnic în spate atunci când merg la școală. Deși problema a fost dezbătută în ultimii ani, puține au fost soluțiile găsite și mai ales puse în practică. La liceul Emil Racoviță din Techirghiol, problema pare să se fi rezolvat. Manualele se folosesc în format electronic direct pe tablele inteligente cu care au fost dotate toate sălile de clasă. În acest fel, elevii nu mai sunt nevoiți să pună în ghiozdane manualele școlare. Proiectul, care este unul pilot, se adresează elevilor din clasele 1-7, ale căror manuale pot fi descărcate de pe internet în format electronic. La liceul Emil Racoviță din Techirghiol, toate sălile de curs sunt dotate cu table inteligente și fiecare profesor cu un laptop. În acest fel, manualul în format electronic se descarcă pe tabla inteligentă, iar elevii nu mai au nevoie de cele tipărite. Vorbim de 4 sau chiar 5 manuale pe care elevii le cară zilnic și care, în acest fel, dispar din ghiozdane. Sunt două posibilități. Ori elevul va lăsa acasă manualul în formatul tipărit și va folosi la școală varianta electronică, ori pot lăsa la școală și pot folosi la școală manualul în formatul tipărit și acasă să acceseze același manual de pe un dispozitiv electronic. Avem posibilitatea de, sau am avut posibilitatea să finanțăm ceea ce a spus dânsul, fiecare clasă din liceul Emil Racoviță este dotată cu tablă interactivă, cu videoproiector, iar fiecare cadru didactic i s-a atribuit un laptop. Acest lucru face posibil implementarea acestui proiect și venim în completare cu două clase anul acesta în care vom achiziționa tablete pentru fiecare copil pentru a putea pune în aplicare acest proiect. Inițiatorii proiectului s-au gândit și la elevii cu posibilități materiale mai reduse și care nu au acasă calculatoare. Ne-am gândit și la situația în care nu are acasă laptop. Noi, pentru că am schimbat toate laptopurile din școală și de la informatică și deci totul e de ultimă generație, le avem pe celelalte, pe care în loc să le casăm, le vom da, avem o listă deja cu copiii care nu au acasă deloc, chiar dacă nu au internet acasă, măcar pot folosi manualul digital. Faptul că ghiozdanul elevilor este prea greu și mult prea încărcat uneori cu lucruri inutile, o recunosc și cadrele didactice. Depășește adeseori, eu știu, 7 kg, din păcate, având în vedere că în afara manualelor, caietelor, le-am spus și părinților la ședința cu părinții, mulți dintre ei vin cu aceste tipuri de penare, dacă le putem observa, noi le-am mai eliminat, triplu stratificate, care au toate cariocile, toate creioanele colorate și atunci, și aceasta este o problemă. Nu avem nevoie de atât de multe, nu trebuie să aducem totul. Nu trebuie să avem, nu știu, ce cutii foarte voluminoase pentru gustării, că ne ajunge sticla de apă de jumătate de litru. Mult prea greu pentru vârsta lor. În aceste condiții, greul cade pe părinții care însoțesc pe copii la cursuri și le țin ghiozdanele până la intrarea în unitatea de învățământ. La fel se întâmplă și la terminarea orelor. Și ghiozdanul în sine este greu, plus cărțile, caietele sunt destul de grele, nu știu, cred că are 3 kg. Are. 3 kg într-o zi. Care are doar două cărți, dar zile în care avem 3 cărți, 3 caiete, este mai greu. Multe, oricum e foarte greu, e foarte greu ghiozdanul. L-ați cântărit vreodată de curiozitate? Oricum, nu știu, sigur, dar cred că sunt vreo peste 7 kg. Medicii avertizează și ei că un ghiozdan mult prea greu poate duce la deformări ale coloanei vertebrale și cred că implementarea unui astfel de program la nivel național ar fi necesar. Sau de ce nu apariția unei legi care să limiteze greutatea ghiozdanului.